Din episoadele anterioare, între Ciocan și Nicovală, mai precis între proprietarul de drept și proprietarul actual al Estoniului mult râvnit. Pentru a scăpa de o parte din necazuri, Radu ar putea spune adio burlăciei. Vrei să fii soțul meu pentru tot restul vieții mele? A făcut-o să simtă pentru prima dată în viață că iubește, dar vestea că acesta are pe altcineva a dărâmat-o. M-ai lăsat să mă îndrăgostesc de tine și apoi mi-ai zis că ai pe alta. Un control de rutină a dus la o captură nesperată. Părticica de Estoniu recuperată i-a redat mafiotului speranța că va scăpa din mizerie. Ce-i asta? Ce era, mă? Bă, ce-i asta? Doar că bucuria acestuia a fost de scurtă durată. Treci în mașină imediat! Treci în mașină imediat, am zis. Mișcă-te! Domnul Nasser vă declară război. Fugind de cel care urma să-i fie soț, Iulia și-a semnat condamnarea la moarte. Pentru a preîntâmpina un război cu Nasser, Damian a acceptat să-și sacrifice propria-i fică. O să primești ceea ce meriți. Iulia este acum în casa marișilor, care din clipă în clipă poate fi spulberată de pe fața pământului. În câteva momente, un nou episod din Iubiri Secrete te conectează la suspans. Dă-o încolo. Dacă mor toți, oricum nu mai contează. Pierderi colaterale. Greșit lui Damian și a altora care n-au avut nimic de împărțit cu el atârnă de un buton. Sunteți siguri că vreți să faceți asta? Totuși e fica dumneavoastră. Ce vorbești? Aia nu mai e fica mea. E doar o trădătoare care m-a dezonorat, să fie clar. Tată, lasă declanșatorul la jos acum. Am auzit ce vrei să faci. Cătăline, tu nu-mi spui mie ce să fac și nu îmi dai ordine. Ascultă-mă, te rog eu mult. Vreau să vorbim 2 minute. Lasă-l la jos. Nu. Nu avem ce să discutăm pe tema asta. Hotărârea a fost luată. Tată, ascultă-mă bine. Dacă nu lași declanșatorul la jos în clipa asta, eu o să plec de lângă tine. O să plec din familia asta. Ce faci, Cătăline? O iei pe urmele lui sorta? Nu, dar ascultă-mă, te rog, vreau doar să vorbim. Te rog eu mult, te rog. Ciolo, ieși afară. Zici ce vrei. Te rog, lasă-mă să mă duc să o scop pe Iulia de acolo din casă. O să o aduc înapoi, o să se căsătorească cu Nasser și o să rezolvăm situația asta. Dar nu e vorba numai de căsătoria cu Nasser. S-a dus la Stoian, la blestemația aia, despre asta e vorba. Tată, o să o fac eu să înțeleagă că a greșit. Ascultă-mă, o să fie totul ca înainte. Cătăline, care parte nu înțelegi? Nu mai am încredere în ea, punct. Să piară cu blestemația aia. Tată, ascultă-mă bine. Eu acum o să mă duc să o scot din casă, da? Dacă tu o să apeși declanșatorul ăla, explozia o să mă atingă și pe mine. Cătăline, lasă-mă să fac ce trebuie să fac. Tată, eu mă duc să o scop pe Iulia de acolo. Deși a fost jefuit de Estoniul în valoare de sute de mii de euro, Radu e bucuros că măcar a scăpat de logodnica lui pentru un timp. Dacă tu o să mai urli așa și nu o să-mi spui ce ai făcut azi cu Aristotela, eu nu pot să dorm. Nimic special. De fiecare dată se întâmplă câte ceva special. Bine, mă, bine. Îți spun dacă îmi promiți 2 lucruri. Promit. 1, nu mai spui la nimeni. Ok. Și 2, dacă îți spun, nu râzi. Bine. Nu râzi. Deci nu râd. Fii atent aici. Senzuala, seducătoarea și frumoasa balerină Aristotela m-a cerut în căsătorie.
Păi ce faci, mai zis că nu râzi? Bine, băiatu, lasă că pun eu mâna pe Estoniu și tu nu vezi nimic. Bravo! Gata, m-am liniștit. Dragul meu, Mire. Mire? Păi nu ești Mirele lui Aristotela? Păi nu, mă, că eu o să iau Estoniu înainte să mă căsătoresc cu ea. La cât noroc că ai avut în ultima vreme, deja te văd în fața altarului. Da, până ce să da. Ai, mă, să spui tu da lui Aristotela și până atunci să taci din gură, să nu mai spui absolut nimic. Nimic, nimic. Tată, poți să stai și tu liniștit că până la nuntă pun pariu că slăbește. Să faci o balenină și 3 sferturi. Cred că mai mult de 3 sferturi o să se facă până atunci. Dar nu e problema mea, sincer. Pentru că eu nu o să mă căsătoresc cu ea, da? Eu o deposedez de Estoniu și gata, mi-am făcut treaba, am plecat liniștit. O să meargă ca uns. Am o singură vorbă. Casă de piatră. Oh. Marișilor nici prin cap nu le trece că sunt înconjurați de explozibil și că, dintr-un moment în altul, își pot pierde viețile. Când îl eliberează pe Mircea? Păi mâine îl extindează tata. Mai am observat că de când lipsește, ușor, ușor, ai început să te cam apropii de Victor, ori mi se pare mie. Victor este tatăl copiilor mei. Doar atât? Nu cumva ai început să nutrești ceva sentimente pentru el? Cine-i la ora asta? Vreau să vorbesc urgent cu Iulia. Madalin, dacă tot am plecat hotărâtă de acasă să lupt împotriva familiei mele, trebuie să știi adevărul. Ce adevăr, Iulia? Vezi tu, tata ascunde un secret pe care nu am putut să ți-l spun până acum. Dar acum nu mai am ce pierde. Păi și despre ce e vorba? Știi, tatăl meu se dușmăna cu Victor încă din tinerețe. Pentru că Victor era cu doamna Valeria, iar tata o iubea și el. Da, asta știu deja de la tata. Păi, da, da, tata a făcut un lucru îngrozitor ca să-i împiedice să fie împreună. Ce-a făcut? Spune, nu mai fierbe. Madalin! Asta e mamă, stai. Madalin! Vă rog eu, mult faceți liniște și ascultați-mă. Toată casa poate să explodeze în orice moment dacă nu spuneți unde e Iulia. Iulia nu e aici, ieși afară, nenorocitule, din casa mea! Ce cauți mai aici? Oamenii lui Damian au dat peste Iani întâmplător, urmărindu-i fiul. Așa noroc nu pică în fiecare zi, fiindcă au de lămurit cu el mai multe probleme. Uite ce am găsit la el în buzunar. Asta nu e cumva Estoniu? Estoniu. Ăla nu este Estoniu. Ăla este estonică. Este decât o mică parte din Estoniu. Dacă îl vreți pe tot, dați-mi drumul. Trebuie să ajung la obor. Am de făcut cumpărături. Carne la copii, fructe, caiete de școală, rechizite, chestii. Ce mă găsit acolo? Portofelul și o poză pe care scrie: ăsta este tatăl tău. Făi căpățânoasă, ce treabă ai tu cu tatăl meu? Cu poza lui tăticul meu? Ce poză? Ce treabă ai tu? Ei, uite, ca să vezi că sunt drăguță, poți să-mi dai numărul și-l chemă și la mormântare. 07 noi 2 noi 2 noi 2. Și dacă vrei să cânti un cântecel: Sorcova, vesela, să trăiți. Feria? Ce sexy și rea ești. Reu, animalule. Azi, măi, simpaticule, vezi că aici nu ești în cartierul tău de 2 lei. Ai înțeles? Aici ai ajuns ca să fii executat. Capone n-a ezitat nicio clipă și a decis să-și riște viața pentru a-și salva sora. Madalin, trebuie să vorbesc urgent cu sora mea. Iulia, nu ești Capone. Știu foarte bine că e aici. Dar unde ești tu, mă? Ascultă-mă bine. Casa asta poate să sară în orice moment în aer dacă nu o scot de aici. Și tu crezi că eu sunt prost să pun botul la cacea nouă ta, a? Madalin, îți dau cuvântul meu de onoare. Tata e turbat de furie. Trebuie să o scot de aici cât mai repede. Tu n-ai înțeles un lucru. Ești la mine în casă și n-ai niciun drept să încerci absolut nimic, Capone. Capone, ce vrea tata să facă? Ce se întâmplă? Iulia, de ce ești în dormitor? Madalin, nu vreau să pățiți nimic din cauza mea. Te rog frumos, du-te înapoi. Te rog, Madalin, te rog, lasă-mă să vorbesc puțin cu ea. Nu, nu o să vorbești deloc cu ea pentru că nu vreau eu, Capone. Madalin, te rog frumos, lasă-mă să vorbesc cu el. Capone, ține la mine. Madalin, te rog eu, lasă-i să vorbească. Hai să mergem. Te rog, hai, tata. Te rog, Madalin.
Ai 2 minute, Capone. Spune ce se întâmplă, Capone. Surioară, tata parcă a nebunit. Vrea să arunce casa asta în aer dacă nu pleci de aici. Și ce să fac, Capone? Să mă întorc la arabul ăla? Nu vreau! Da, Iulia, n-ai ce să faci, te întorci la el, asta e. Oricum, mai sunt 3 săptămâni până la nuntă. O să găsim noi o soluție. Ce soluție, Capone? Tu știi de ce am plecat de dimineață de la hotel? Știi ce a vrut să-mi facă? Ce anume? A vrut să se culce cu mine. Doamne, îmi pare rău, n-am știut asta. Îți pare rău? Eu ce fac? Iulia, n-avem ce să facem, te întorci și îi spui pur și simplu că vrei să respecti tradiția musulmană și o să te culci pe după căsătorie, atât. Și după aceea ce se va întâmpla cu mine? O să găsim noi o soluție surioară, dar trebuie să plecăm de aici, că altfel o să muriți toți. Tic, tac, tic, tac, Capone, timpul a expirat, marș afară. Madalin, ascultă-mă, e mai bine să plec cu el. Nu, Iulia, tu o să rămâi aici cu mine. Madalin, dacă eu nu plec acum cu el, o să murim toți. Nu vreau asta. Mădălin, te rog, nici mie nu-mi place că trebuie să pleci afară, dar altă variantă nu am. Te rog eu. Hai, surioară, hai să mergem, te rog eu. Hai. Mădălin, ai grijă de tine. Hai, hai mai repede. Hai, Iulia. Mădălin, poate e mai bine așa. Tu oricum iubești pe altcineva. Da, mama. O iubesc pe Roxana și nu pe Iulia, dar față de Iulia am o datorie morală. N-ai ce să faci. Ba da, mama, am ce să fac. Cu mâna mea o să o scap de nenorociție. Daniel nu pare prea afectat de faptul că e în închisoare. Atâta vreme cât comunică cu oamenii lui, lucrurile merg înainte. Da. Bună, Daniel. Bună, Simona. Spune-mi că ai vești bune. Da, vești foarte bune. În primul rând, l-am prins pe Iani, cel care te-a dat pe mâna poliției. Excelent. Executați-l atunci. Ce mai așteptați? Deocamdată așteptăm ordinele lui Damian. Însă mai am o veste bună pentru tine. Iani avea la el puțin estoniu. Suficient cât pentru o operație. Ia uzi, asta înseamnă că mâine poți să ies de aici, să merg la laborator și să devin alt om. Tu chiar ai de gând să-ți faci operația asta? Păi normal, nu. Poate găsi și o față de om bun, să pot să-mi ascund mai bine crimele. Damian încă n-a renunțat la ideea de a declanșa explozibilul. Soarta celor din casă depinde acum de Capone. Gata, tata, s-a rezolvat. Am dus-o pe Iulia la mine în mașină și și-a cerut scuze pentru ce a făcut. Da. Poate că e mai bine așa. Așa e. De Marie și o să ne ocupăm mai târziu dacă e. Acum a văzut niște polițiști intrând în casă și m-ar învinovăți pe mine pentru asta. O să-i punem pe băieți să adună explozibil mai târziu. E cel mai bine așa. N-are rost să ne expunem degeaba. Știu. Ai dreptate. Da. Eu. Ia uzi. L-ați găsit pe băiatul cu estoniu? Așteptați ordinele mele. L-au prins pe Iani? Da. Păi înseamnă că s-a rezolvat cu estoniu și putem da drumul la proiect, nu? În cazul în care ne împăcăm cu arabii. A doua zi dimineață, Marie și discută ultimele evenimente. Încă nu realizează cât de mare a fost pericolul prin care au trecut. Neața, ne-am plecat! Mai! Ia stați voi! Păi casa asta e plină de probleme, plină de nenorociri, se întâmplă numai grozăvie aici. Voi ce cu voi? N-aveți nicio treabă, n-aveți nicio tangență cu ce se întâmplă? Stai, pauză un pic. Ce probleme? Cum? Voi n-ați auzit ce s-a întâmplat azi noapte în casă? Chiar n-am auzit nimic. Eu aseară plănuiam nunta lui tata. Nunta? Nunta? Nu l-a ascultat. El a dormit cu fața la cerceaf, cu capul în jos, nu știu ce a făcut. Noi trebuie să plecăm acum, iertați-l. Să trăiți! Iartă-i, Comane, așa sunt ei, glumeți de felul lor. Sunt de admirat în cazul ăsta. Vreau să vă spun că oamenii mei au scotocit în jurul casei. Într-adevăr, s-au găsit urme de explozibil.
Adică să înțeleg că nenorociția chiar au vrut să ne arunce în aer? Eu vă sfătuiesc să nu mai țineți pe Iulia aici în casă. Se pare că de când a aflat că fiica sa este pe aici, dementora de Damian a luat-o razna complet. Stai puțin. De unde a aflat că Iulia stă în casă la noi? Nu știu. Important este însă că voi ați scăpat cu bine. Știți, povestea asta mi-amintește de Matilda. Matilda? Ei, da. Ți-am povestit despre ea. A fost iubita mea în tinerețe. A pierit acum 4 ani într-o explozie asemănătoare. Tu crezi că are vreo legătură ce s-a întâmplat acum 4 ani cu ce s-a întâmplat aseară? Nu știu. Eu doar constat că modurile de operare sunt asemănătoare. Drept pentru care vă sfătuiesc, cel puțin pentru un timp, să încercați să vă pierdeți urma, eventual să vă mutați de aici. Bine, dar poliția? Poliția nu ne poate proteja deloc? Ce se întâmplă? Oamenii ăștia sunt greu de oprit, Eugen. Au reușit să-și atragă de partea lor polițiști și judecători, au relații. Bună dimineața! Bună, Madalina! Coman a făcut cercetări și oamenii lui au găsit azi noapte explozibil în jurul casei. Păi bun, și atunci, în cazul ăsta, oamenii domnului Coman așteaptă invitație specială ca să poată să-l aresteze pe Damian? Madalina, ăștia sunt greu de prins. Sunt foarte puternici. Gândește-te, este nevoie de dovezi, de mandate. Cine ar veni să depună mărturie împotriva lor? Ne va lua destul de mult timp până când să-i dovedim pe oamenii ăștia. Domnule Coman, m-am suturat până peste cap de aceleași scuze, scuze banale. Voi, în atâta timp, voi nici măcar n-ați reușit să aflați cum arată Damian ăsta. Și voi vreți să-mi spuneți mie că strângeți dovezi. Haideți să vă mai dau eu încă una. Iubita mea, Iulia, este silită de tatăl ei să se căsătorească cu unul oarecare. E ok? Atâta timp cât este tatăl ei și Iulia nu depune plângere împotriva lui, noi nu avem dreptul să ne sesizăm. Atunci spuneți-mi dumneavoastră mie ce ar trebui să fac, să stau cu mine în sân sau să mă duc să o salvez? Madalin, știi că nu putem acționa decât legal, este singura cale. Domnule, cum am fac ceva pe ea de lege, că m-am sturat până peste cap de toate aberațiile astea? E adevărat, legea este restrictivă uneori. Din momentul ăsta, aplic legea mea și atât! Madalin, ai grijă ce faci! Nu uita, ai cazier! Madalin! Madalin, stai! Ce, mamă? Madalin, unde te duci? Mamă, duc să rezolv problema asta o dată pentru deauna. Te rog, eu nu te pune cu oamenii, te rog, Madalin. Mamă, știu mai bine ce am de făcut, crede-mă pe cuvânt. La Snagov, tensiunea plutește în aer. Damian și-a încălcat promisiunea de a-și pedepsi fica, iar acum așteaptă reacția lui Nasser. Cătălin l-a sunat pe Ibrahim? Da, a spus că vorbește cu Nasser și va da un răspuns. Cu Iani Mamiron ce facem până la urmă? Lasă-l pe Iani Mamiron. Trebuie să ne concentrăm pentru afacerea cu arabii. Dar Iulia unde e? De ce nu a venit? Spune că s-a cumințit. Trebuie să apară și ea curând. Uite. Ce faci nesimțit-o? Ți-a venit mintea la cap? Tată, hai să ne calmăm, te rog, da? Poți să-mi spui și mie de ce ai fugit? Am fugit pentru că nenorocitul ăla vrea să culce cu mine înainte de nuntă. Asta putem să-i spunem și lui Nasser, că Iulia a vrut pur și simplu să respecte tradiția. Exact. Și să-i mai spuneți să nu se atingă de mine până la căsătorie. Altfel nu voi mai pleca cu el în Arabia Saudită. Asta este condiția mea. Cât tupeu poți să ai. Mai pui și condiții, nu? Tată, dacă tot mă vizi ca pe o marfă, te rog, lasă-mă să nu fiu o marfă expirată. Iulia, te pleznesc. Iulia, du-te sus până vin arabii, da? Și spune și Roxane să îmbrace o răpică asta. Am înțeles. Vă vezi scăpare cu mine? Dacă ziceai că s-a convințit, eu văd că e tot o braznică. Da, da, până la urmă am convins-o să se căsătorească cu Nasser, nu? Asta-ți doreai, nu? Îmi doream foarte mult ca să înțeleagă că eu îi vreau binele. Uite că am primit un mesaj. E de la Ibrahim. Ce? Au spus că vin să negocieze. În cazul ăsta avem o șansă să facem pace. Taurul nu-și găsește locul. Și-a lăsat șeful singur pentru câteva minute și a trecut o noapte întreagă fără ca acesta să se fi întors. Anda! Ce știi, mă, de Iani? Stai, mă, că m-ai speriat! Ia-mă ușor, că de-abia m-am trezit. Ce ai zis? Mai zi-o. Ce știi de Iani, că nu răspunde de aseară, nu știu nimic. Nu știu nimic de Iani, mă. Știu doar că am dormit atât de bine fără el și fără sfuroitul ăla nenorocit care îmi piuia urechile!
Am fost aseară să luăm estoniu, înțelegi? Ce? Și s-a dus să-l ascundă într-un loc sigur, înțelegi? Ați găsit estoniu? Da, m-am și găsit estoniu. Și mie când aveai de gând să spui? Am fost cu el la Radu, avea o sticluță mică. A luat-o și până s-a dus să-l ascundă. Și de atunci nu mai știu nimic de el, nu mai răspunde la telefon, nimic, mort. Deci v-ați să zic că estoniu e la Radu, a? Da, măi, la Radu. Bună dimineața, Tuții! Bună dimineața, mamă, ce faci? Mă, mamă, tu știi ceva de prietenul meu de Iani? Nu știu nimic, sunt disperat. Nu răspunde la telefon. Ia, mă, tragi, mă, cu prietenul tău. Că ea cred că sunteți pe invers. Hai, mă, mamă, că nu mi-arde nicio caterincă de asta. Amicul meu Iani, știi ceva de el? Nu știu, mă, nimic de nesimțitul ăla. Lasă-mă pace cu el. Mă, mamă, tu i-ai făcut ceva? Și așa nu prea l-aveai la inimă. Păi și ce vrei, mă, să-l fac? Dacă îl băteam, îl căpiam, dar așa să dispară peste noapte, ce puteam să-i fac? Mamă, sigur? Măi, tu ai impresia că vorbești cu altcineva? Și unde o fi, unde o fi? Bună, iubita! Frățișorul meu, hai de un pupic viitorii tale soții! Sărătările și sexul după nuntă, știi? M-am consultat cu mama și a spus că așa este moral. Foarte bine atunci, fii atent. Peste două zile înseamnă că o să facem dragoste nebună și o să ne zurdum cu pasiune. Dar de ce? Păi, am fost la starea civilă și am depus actele iubire și o să avem nunta în două zile. În două zile? Da, și nemernice ea nu vreau să-mi primească actele. Și le-am arătat eu, frate, cine este șeful acolo? Bă, mamă, ce două zile? Cum adică te măriți în două zile? Da, mă, peste bine? Două zile este nunta. Care cu cine, mamă, cu ăsta? Îți zic eu, care interesul lui și ăsta urmărește. Să ne dea în stradă să punem mâna pe casă. Mă, Țuții, nu mai fi atât de invidios, mă, înțelege. Pozează nevinovat, uite-te și tu, zici că e copil. Înțelege că peste două zile o să fie nunta, pum! Stop! În calitate de viitor, Mire, simt nevoia să spun și eu ceva. Nu, iubițel, nu trebuie să mai spui nimic. M-am ocupat eu de tot. Mădălin este la curent cu situația disperată în care se află Iulia. Apariția celor doi arabi la Snagov îl mobilizează să treacă la acțiune. Nu vă las eu nenorociților să o luați pe Iulia. Aleikum salam, aleikum salam. Bine ați venit, dragii mei. Stai puțin, deocamdată trebuie să discutăm, că încă suntem în război. Eu cred că cel mai bine ar fi să coborăm în crama mea. Sunt sigur că vom lămuri situația și că Iulia va deveni soția domnului Nasser. Să sperăm. Vă rog. Tu cine ești? Eu, bodyguard Sheikh. Fost verificat zona și acum duc la șef. Ok. Damiane, Damiane. Nici de data asta nu-ți văd fața. Am venit să stau de aici. Mătălin, ce cauți aici? El pare să se fi plictisit de cei patru pereți ai celulei, dar adevăratul motiv pentru care a cerut să fie scos la lucru este altul. Ceva, bă, Daniele, parcă nu-ți plăcea munca, ce-i cu tine aici? Ce e, bă, șefule, oamenii se mai schimbă? Vreau și eu să fiu un om mai bun. Bravo, mă, băiatule, îmi place ce aud. Ha, bă, cam aici! Trebuie sus, Daniel, lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Lasă-mă jos! Vino un coace, vă pup, băieți! Ne vedem afară! Fiorești, bine? Hai bine, băști! Mamă, stă!
faci mine? Te-ai pus cu cine nu trebuie, tati. Încă unul pe listă. Urmează Sorin și Tasu. Mădălin a dat dovadă de un curaj nebunesc intrând în bârlogul lui Damian. Iulian, vezi, stau din casa asta, ne-am rugat să fugim de aici. Mădălin, nu am cum să plec. Sunt condamnată să mă căsătoresc cu omul ăla, înțelegi? Iubirea mea, mi-ai salvat viața de atâtea ori. Acum e momentul să-ți întorc favorul, înțelegi? Mădălin, dacă eu voi pleca, voi ieși măcel. Înțelege, trebuie să plec în Arabia Saudită. Ascultă-mă cu atenție, nu o să iasă niciun măcel. Știu foarte bine ce am de făcut. Iulia, dacă tu pleci în Arabia Saudită, tu de acolo nu te mai întorci, îți garantez. Iubirea mea, te iubesc enorm, dar nu vreau să-ți fac rău ție sau familiei tale. Poate că acum nu avem nicio șansă. Poate vom avea totuși o șansă în viitor. Dar acum este imposibil. Te iubesc. Haide, pleacă repede, nu vreau să te vadă cineva. Te rog. Bine. Sper să ne vedem în curând. Eu fără tine din casa asta, Iulia, nu plec. În acest timp, Damian recurge la abile trucuri diplomatice pentru a-l face pe Nasser să revină la sentimente mai bune. Dragii mei, aș vrea să-mi cer scuze în numele Iuliei pentru ceea ce s-a întâmplat. Dar există o explicație a comportamentului ei. Ce explicație aveți? Iulia s-a interesat și ea care sunt principalele tradiții arabești și a observat că soția se gugă cu soțul abia după nuntă. Dar domnul Nasser este în măsură să hotărască asta. Eu înțeleg perfect, însă Iulia a crezut că va fi o aventură de o noapte. Iar ea este implicată serios, vrea o relație foarte serioasă și vrea să facă asta după nuntă. Domnul nostru spune că îl iubește pe Iulia și este gata să o primească înapoi. Mă bucur foarte mult să aud asta. Sunt convins că Iulia va fi fericită alături de viitorul său soț. Sigur. Domnul Nasser. Sigur, sigur. Totuși, Iulia are o condiție ca să se întoarcă. Ce condiție? Vrea să respecte tradiția, iar prima noapte de dragoste să fie după nuntă. Nu, tu ești nebun, mi-ai pus și condiții? Tată, altfel iar o să te trezești cu ea acasă. Bine, domnul nostru este de acord cu Iulia și o respecte dorința ei. Mădălin i-a spus Iuliei că pleacă, dar de fapt are cu totul alte planuri. Dar dacă tu sunt aici și Damian nu e în biroul lui, am să-i fac o vizită. Damiane, cine ești, mă, și ce ascunzi tu aici?
S-ar putea să am nevoie de asta. Iulia, asta e singura soluție să te scot din casa asta. Roxana ar fi șocată să știe cine era cât pe ce să intre la ea în cameră. La fel și Iulia, dacă ar afla că ea și prietena sa iubesc același bărbat. Roxana, tata vrea să cobori și tu jos și să porți un costum oriental ca să-i flatezi pe arabi. Bine, dar mai întâi va trebui să mă schimb de rochiță și eu să-mi pun costumul deasupra. O să ți-l dau pe al meu pentru că este mai lung și le iau eu pe acesta. Ok. Iulia, vreau să știi că îmi pare foarte rău că trebuie să pleci. Roxana, până la nuntă mai sunt 3 săptămâni. Sper ca până atunci să găsesc o cale să mă întorc la iubitul meu. Da, Iulia, dar dacă nu o să scapi, dacă o să trebuiască să te căsătorești cu el? Roxana, o să mă întorc. Iar atunci când mă voi întoarce, vreau ca tu să fii cu bărbatul pe care îl iubești. Nu, Iulia. Asta e imposibil. Între mine și băiatul respectiv nu mai este nimic. Ultima dată când ne-am văzut, efectiv și-a bătut joc de mine. O să rămân cu Damian. O să fiu în continuare prizonier. Ancheta demarată la Casa Marișilor l-a întors pe Adrian în trecut. Istoria pare să se repete. Domnule comisar, am cercetat cazul cu explozia în casa Matildei Părvulescu, așa cum i-a spus. Și ce ai aflat? E același tip de explozibil ca cel descoperit în jurul casei familiei Marș. Înseamnă că tot banda asta de nenorociți este responsabilă și pentru atentatul ăla. E foarte posibil și am mai aflat ceva. Matilda Părvulescu avea un copil. Avea un copil? Da, o fată născută acum 23 de ani. Și ce s-a întâmplat cu ea? A murit în explozie cumva? Nu, încercăm să o găsim și să o cităm ca martor. Și zici că fata ar putea avea acum 23 de ani? Da, dar ce s-a întâmplat, domnule comisar? Acum 23 de ani eram într-o relație cu Matilda. A fost o frumoasă poveste de dragoste. Vreți să spuneți că fata este fata noastră? Da. Nu pot să cred. Vin imediat în zonă. Daniela e evadat. Gardianul este grav rănit. Trebuie neapărat să-l găsim pe nenorocit. La Snagov, negocierile au luat sfârșit. Prințul arab a iertat-o pe Iulia și a fost de acord chiar și cu condițiile impuse de fratele acesteia. Domnii mei, dacă tot am făcut pace și proiectul nostru, colaborarea noastră va continua și sunt convins că va fi fructuoasă pentru ambele părți, aș dori să vă înapoiez și pumnalul, Ciolo. Bun, să sperăm de acum înainte voi avem relație excelentă. Sunt convins, cu siguranță se va întâmpla așa. Cătălina, Iulia, unde e? Trebuie să apară curând, cred că se schimbă. Doamne, mă simt atât de ciudat în hainele astea. Chiar o să le porți toată viața? Să sperăm că nu. Sper să scap înainte de nuntă de acolo. Să dea Dumnezeu. Mergem jos? Du-te tu înainte, te rog. Eu trebuie să rămân să mai aranjez asta, că n-am ști cum e, nu trebuie să mi se vadă părul. Dar fii atentă, ia și tu ăsta și pune-ți-l, aranjează-l tu, uite, vezi cum e la mine, fă-l și tu, că na, așa trebuie. Hai, fugi. Acum chiar că mă simt ciudat. O să te obișnuiești. Iulia, îmi pare rău, dar asta e singura variantă, ca să te scot din casă. Iulia! Iulia!
Fără să-și închipuie că liniștea lor e pe cale de a lua sfârșit, Raluca și Sorin încearcă să se bucure de intimitate. Drăgălașilor, dacă vreți să faceți dragoste, să știți că nu mă deranjează, nu vă sfiți. Pe mine nu mă deranjează gălăgia sexuală, mă incită. Sunteți foarte drăguță, doamne. Mersi, și voi sunteți la fel. Mă gândesc și eu la iubițelul meu. Foarte bine. Vă lasă. Vă mulțumim frumos. Cu plăcere. Ce haioasă e. Da, mă, iubitule, dar stăm închiși între patru pereți și o tanti haioasă chiar nu e suficient în cazul ăsta. Da, iubite, știu. Știu. După ce o să termine toate problemele astea, noi doi o să plecăm și o să fie bine. O să fim fericiți, da? Da? Nu-ți mai face te probleme. Băi, Sorine, ce știi, mă, de Ani? Nu știu nimic. Cum nu știi nimic? Păi, n-am vorbit cu el. Încerc să dau de Ani, nu răspunde deloc. Păi, de când n-am mai vorbit cu el, Taure? Dar, Sel, n-am mai vorbit nimic, nu mai știu nimic de el. Auzi? Sigur e mâna lor. Sunt sigură de asta. Stai un pic, stai un pic. Mâna cui, mă? Alo, da? Cum adică? Nu pot să cred așa ceva. Ce s-a întâmplat? Daniela a evadat. Toate problemele lui Damian par să se fi rezolvat. Mafiotul habar n-are că soția lui tocmai a fost răpită. Dragii mei, vă urez drum bun și să ne vedem sănătoși cu toții la nuntă. Bun, până atunci ținem legătura prin telefon despre proiectul nostru. Cu siguranță nu vă faceți probleme, totul va decurge excepțional. Sigur, inșallah. Sigur. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Rezolvată și pe asta. Acum ne vom concentra exclusiv pe proiectul nostru. Și pentru asta trebuie să găsim și Estoniu. Păi el avem pe Iani, nu? O să fac rost de Estoniu, după care îl executăm. Corect. Auzi, tata, dar Roxana unde e? Că parcă se duse să se schimbe și n-a mai apărut. Da, nu știu ce s-a întâmplat. O să am o discuție cu ea. Iulia pare nespus de rucat, am fost nevoit să fac chestia asta. Doar că asta era singura variantă să te scot din casa aia blestemată. Doamne, cu toate că o iubesc pe Roxana, față de Iulia am o datorie morală. Damian se poate felicita pentru succesul avut cu investitorul arab, dar încă nu știe că au apărut probleme noi. Roxana prin toată casa, dar nu dau de. Am vorbit la pază și n-au văzut-o ieșit. Dar mi-au zis că a venit un tip mai solid, brunet. Zicea că e bodyguardul arabilor. Arabii n-au venit azi cu bodyguard. Ia stai puțin. Ăsta era Mădălin. Și înseamnă că el a răpit-o pe Roxana. Îl distrug! Îl distrug. În momentul ăsta, mi-o scoateți pe Roxana mea. Acum, acum! Mădălin habar n-are că cea pe care credea că a răpit-o e departe. Și ar fi un adevărat șoc să știe cine e de fapt fata din brațele lui. Iulia, îți promit că o să fac tot ce omenește pe pământul ăsta să te țin în siguranță.
mână în semnal. Alo. Bună, Madalina. Iulia? Unde ești? Sunt în aeroport la baie. Vreau să știi că, deși o să plec, o să fac tot posibilul să mă întorc în curând la tine, iubirea mea. Păi stai, adică... Madalina, îmi pare rău, trebuie să închid acum. Te iubesc mult. Adică dacă Iulia e în aeroport, eu pe cine am luat? Da! Mă, nenorocitule, ai răpit-o pe soția tatălui meu. Ce caut eu aici? Madalina, dacă nu-i dai drumul imediat, o să ai probleme. Capone, cu mine nu merg amenințări de genul ăsta, să-ți fie foarte clar, ai înțeles? Doamne, ce-am făcut? În loc să o iau pe Iulia, am luat-o pe soția lui Damian. Asta ar trebui să mă ajute. Te bucur să mă auzi? Vreau să te anunț că în scurt timp o să mă și vezi. Până atunci să nu cumva să splesnesc vreo venă la cap și să mor. Doamne ferește, nu ne dorim așa ceva. Te rog frumos, ascultă-mă, e vorba de viața tatălui meu, n-am cum să stau deoparte. Ia zi-mi tu mie, Estonia la gemă, îl face puișorule. Băi, nici n-am auzit vreodată, nici nu știu ce înseamnă Estonia. Poți să intru un pic? Lasă vrăjeală de drumul de aici. Dar de ce vorbești frate așa, ți-am făcut ceva? Bă, dă-i drumul de aici, că zbor căi, ai înțeles? Stai acolo, stai acolo. Deschide ușa. Deschide ușa, mă! Nu deschid, bă, nici mă.